Coordonatorul la nivel județean al Pro-România, Răzvan Meseșanu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că a luat în calcul o posibilă alianță cu PNL la nivelul Consiliului Județean și pentru primăria municipiului Călăraș. Există la ora asta, de vreo 3 săptămâni încoace, negocieri cu PNL. Pentru că PNL-ul ne-a căutat. PNL-ul a insistat. Bine, nu la maniera la care aș fi dorit să insiste și să ne caute. Dacă vă aduceți aminte, conferințele de presă pe care le-am ținut încă de anul trecut, atunci când s-au pus germenii organizației Pro-România Călăraș și când am lansat în repetate rânduri acea mănușă, am aruncat acea mănușă de a ne așeza la masă și PSD-ul și PNL-ul, cei care contează sau cei care am considerat că, eu știu, în Călăraș contează. Haideți să ne așezăm, fraților, la masă, așa cum am spus acum un an, să vedem care sunt prioritățile pentru județ, pentru municipii, pentru comune, pentru sătuce. Care sunt prioritățile și cine o fi să ajungă primar, consilier, să stabilim de comun acord prioritățile și cei care vor conduce comunitățile să le aplice. Și lupta electorală să se termine, sau lupta politică să se termine la momentul electoral. După aceea să purcedem cu toții la pune în aplicare acele priorități. N-a căutat nimeni. Și ce a spus atunci? O să vină în momentul domnule Iliuță, domnule Filipescu, domnule Ivanciu, domnule Coman, domnule... Când o să ne căutați? Am avut gura aurită sau gura mai puțin aurită, ca să nu folosesc termeni mai puțin delicați. Ne-au căutat doar peneliști. Există un stadiu extrem de avansat de a pune în practică o strategie pentru Alex Chiriță, viceprimar, pentru Meseșanu, vicepreședinte, la Otenița, de asemenea, mai avem vreo 5-6 localități unde avem aspirații la viceprimar. PSD-ul nu ne-a căutat. Ce pot să vă spun? Ce concluzie trageți de aici despre ceea ce spunea colegul Dobre? Unde este aroganța? Unde este nasul pe sus? De asta are nevoie cetățeanul călărășan, cetățeanul român la ora asta? Bine, asta nu înseamnă că pe nimic și n-au avut nasul pe sus. Au avut, probabil să-l mai aibă. Noi încercăm să nu-l avem. Să ne țină Dumnezeu sănătos și cu bunul simț și să nu uităm de unde plecăm și de unde am plecat. Dar nu cred că așa se face politică. Eu doresc să ajung în Consiliul Județean, da? Să vom, ca să ajung și mare, trebuie să fie mic, da? Să ajung la performanța, să mă vedeți, să vă văd, să consemnăm împreună o istorie, da? În care PNL-istul să propună un lucru bun pentru comunitate, PSD-istul să propună un lucru bun pentru comunitate și eu să-l susțin. Dar să fie și viceversa. Ce frumos ar fi și cât de mult s-ar dezvolta comunitatea. Dacă s-ar întâmpla așa. Domnul Meseșanu, la urmă, ce acțiune de finalitate? Doar era de mâine. Județul Călăraș va avea un vicepreședinte de la Pro-România și municipiul de la un viceprimar de la Pro-România. Există potențial pentru o majoritate PNL Pro-România în Consiliul Județean? Există. Deci negocierea a fost făcută doar cu PNL. Doar cu PNL, da.